Aglomerație mare în centrul social pentru persoane fără adăpost Sfântul Vasile. Numărul persoanelor ridicate de pe străzi de către autorități depășește cu mult numărul locurilor de cazare, în condițiile în care temperaturile din ultimele zile au fost foarte scăzute. Centrul de zi oferă asistență socială, medicală și psihologică, precum și 3 mese pe zi. Centrul social de urgență pentru persoane fără adăpost funcționează în baza unui parteneriat între Asociația Vasiliada, Arhiepiscopia Craiovei și Consiliul Local al Municipiului Craiova. În cadrul centrului oferim servicii de găzduire, servirea mesei, primesc 3 mese calde pe zi. Au posibilitatea de a spăla hainele aici la noi la centru. Primești și consiliere profesională, socială, noi încercăm să-i reintegrăm socioprofesional. În cadrul centrului acum avem capacitatea maximă depășită, capacitatea maximă a centrului este de 52 de persoane, momentan avem 67 de persoane în cadrul centrului. Avem și familii în cadrul centrului, avem 2-3 mămici cu copilași mici, fără soț. Au fost bătute, avem chiar o mămică care acum la spital a născut zilele trecute. Cei mai mulți oameni ai străzii sunt aduși la centru de către pompieri, jandarmi, poliție locală sau ambulanță, care îi ridică din diverse locuri din oraș. Având în vedere temperaturile scăzute din ultima perioadă, printre activitățile desfășurate în mod curent de poliții, se numără și verificarea locurilor și mediilor frecventate de oameni din categoria celor fără adăpost. Polițiștii verifică aceste locuri tocmai pentru a-i găsi pe aceștia și a-i duce în locurile unde pot beneficia de căldură și de hrană caldă. Numai în ultimele 24 de ore, polițiștii Dolgina au descoperit 5 astfel de persoane cu vârste între 35 și 63 de ani, acestea fiind internate în centrele pentru primirea de urgență a persoanelor fără adăpost. Persoanele fără adăpost din Craiova care sunt eligibile pentru a sta în centru, li se face dosar și pot fi cazate aici maximum un an. Cei care nu se califică pentru a rămâne sunt ținuți doar până când vremea extrem de rece va trece.